pictures, and maybe you can pick out a few things that you see in these pictures and then try to do it yourself when you're doing your forehands and your backhands. Okay? Okay. All right, so what I thought is, let's have Federer. We know Federer, don't we? Yes. All right, so when you look in these pictures here, can you tell me one thing that you pick out that he's doing? Okay, just one thing that you could also do. Getting shape. Yeah, your shape. So getting a circular shape. Yeah? All right, so we'll take this back with us. We'll go over there. And while we're hitting, if you want to go any time back and have a look at the pictures and then maybe remember something from here and try to do it yourself. All right, good afternoon. Am început la... Aveam vreo 7 ani când am început tenisul. Tăticul i-a plăcut sportul și lui i-a plăcut sportul foarte mult. De aici o văd mai aproape. Și când dă și cum face și cu mâinile și cu picioarele și pot să o corectez cu tehnica care o folosește. Da. Deci de câți ani practici tenisul? Am jucat competiții și așa vreo 10 ani. Și sunt antrenoare de tenis acum de vreo 2 ani anul ăsta. Da. Și încă rămâne o pasiune. Îți place să antrenezi? Da, îmi place foarte mult. Îmi place fiindcă și dacă nu pot eu să joc, măcar să fiu pe cortul de tenis cu mingea de tenis în mână, să învăț și eu copilași care eram și eu așa și să pot să-i învăț și eu ce știu, ce am învățat eu cât am jucat tenis și să-i văd că se bucură când dă mingea, dă în ea și vede cât de bine dă. Copiii tu îi alegi sau oricare vine tu trebuie să găsești o cale să... Nu, se începe noi așa cum facem, avem, îi punem așa în categorii începătorii și după începătorii când se fac mai buni și încep să cresc și developează și mușchi și așa și tot și mental, merg înainte și încep să fac lecții mai timp mai lung și tot așa și urcă. Prefer fete sau băieți? Nu mai mult. Eu pe oricare fată sau băiat, pe mine nu mă deranjează. Doar că se întâmplă pe partea alaltă când vin mai ales copilași foarte micuți de 3 anișori, 4, 5, așa, câteodată se întâmplă că fetele mai micuțe vrea o antrenoare care e fată, nu băiat, că așa se simt ei mai... Comod. Da, mai comod, exact. Și unii băieți vrea băiat, nu vrea fată. Ok. We can still see what she's doing. We can see how she's using her feet. Yeah, what else can you see? Going up to her shoulder. Yeah, up to her shoulder. How about here? What's she doing? Getting her foot in front of her. Yeah, what about her racket? See how she's getting really low? Yeah. And then she brings it up high. So she's really going low. Also her knees. She's using her knees to get really low down with that ball. Yeah. And then move up. Yep. Yeah, does that make sense? Yep. Alright, so let's try to do that. We'll do some backhands. Okay? And when you reach out for that ball, I want you to use your knees too. When you take your racket down. Eu nu fac diferență între copii. Încerc să-i învăț cât pot. Tot să se gale în ochii mei. Și așa văd în general. Ce calități ar trebui să aibă un viitor campion? Cred că unii copii sunt născuți natural, au talentul de a juca un sport, va fi tenis sau altceva. Și asta e ceva care e așa, sunt născuți, n-am ce să faci și după. Dar totuși, dacă ești născut, trebuie să ai pe cineva care poate să te ajută să developezi și să înveți mai multe și așa. Dar ajută când avem copii care sunt foarte sportivi și le place sportul și joacă și alte sporturi, învață tenisul foarte repede. Dar totuși este și să ai motivația și pasiunea de a învăța, de a juca. Asta ajută foarte mult. Deci depinde de la persoană la persoană, la copil. Okay. Now, with your forehand, when you're hitting your forehand, where do you think that you're hitting the ball? Like, when the racket and the ball meet, where does that happen? Here,
about here. Do you know where we should be hitting the ball? Here. Remember our contact? Yeah, our contact zone. So it's here. Okay, so what I want you to work on is when you're doing your forehand, so your shape's beautiful, yeah, coming through, but this is where you want to hit the ball. Yeah. Okay? Because if we hit it here, what's going to happen? Where's the ball going to go? Yeah, either cross court or into the fence or into these lovely guys here. We don't want that to happen. So get into your starting position and show me your shape. See? And you want to hit there. That's when you want to hit the ball, yeah, and then take it. That's alright, so if it's a bit lower, that's okay. It doesn't have to be too high like that. Okay? Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De ce ai hotărât să mergi la mistea asta? Am vrut să merg, na, întotdeauna, de când sunt mică. Cum ți-a venit ideea? Sau? Ideea? Mama a vrut foarte mult să mă vadă să merg acolo, fiindcă, na, ca orice mamă mă știe cel mai bine din toți din lume. Este cea mai apropiată și mama și mătușa și bunica. Și, bine, dar pentru tine ce reprezintă? Pentru mine reprezintă, ca și pentru ele, tradiția pe care, cu care am crescut, limba pe care o știu. Eu personal, când întâlnesc o persoană aici, mă întreabă de unde sunteți, ce naționalitate sunteți. Eu zic că sunt româncă. Și da, ei zic, da, unde ai fost născută? Păi în Australia. Păi atunci ești australiancă. Și eu zic, păi nu, că sângele și tradiția și cultura și cu ce am fost eu învățată cu părinții și cu familia, eu ce simt în inimă este că sunt româncă. Deci nu, pentru mine nu contează unde ești născută. Da. Și totuși aș vrea să mă duc să arăt că eu ca persoană sunt româncă. Tocmai și dacă am fost născută în altă țară și trăiesc așa de departe, și pentru experiență să mă duc să trăiesc, să văd România încă o dată, că mi-e dor și să știe că comunitatea încearcă cât poate să fie unită și aici și că nu uităm nici eu, deci eu am fost născută aici, dar nici comunitatea, mai ales părinții și bunicii, n-au uitat de unde vin. Și România rămâne la noi toți în inimă, oriunde ai fi în lume, cât de departe, nu contează, că tot inima rămâne cu de unde ai venit, cu țara. Nu contează, România este cu noi peste tot. Unde suntem? Unde ai învățat românește? Am învățat când am avut 2 ani. Am fost în România cu bunicii. Am stat vreo an jumate. De la ei, de la familie. Mai ales că în România totul era românește și așa a fost mai ușor decât să fiu în Australia și totul în engleză e mai greu așa. Da, e tot ce rămâne.